Importanța acestei investiții este extrem de mare, în condițiile în care acest drum facilitează accesul turiștilor într-o zonă în plină dezvoltare, ale cărei perspective de viitor sunt susținute atât de autoritățile județene, cât și de cele locale. Mai mult în viitor, acest drum va putea fi cuplat cu alte investiții, care vor duce la o nouă cale de legătură cu județul Gorj, pe un traseu ce va străbate un cadru natural de excepție. Lucrările de modernizare la drumul Pas Vulcan-Vulcan, pe o lungime de 3,7 km, au durat 20 de luni, recepția fiind făcută în toamna acestui an. Obiectiv, îmbunătățirea accesului în zona Pas Vulcan, obiectiv considerăm important pentru județul nostru, are un potențial de dezvoltare turistică și modernizarea acestui drum constituie o cale de acces modernă, viabilă, pertinentă pentru 2014 și viitor. Investiția a fost făcută cu ajutorul fondurilor europene, dar și cu contribuții de la Guvern și de la Consiliul Județean Hunedoara. Valoarea totală a investiției a depășit 12 milioane de lei.